țarina la altar. În timpul cruciadei, țarul a fost luat ostatic de către turci și aruncat în temniță. I se aduse la cunoștință că va fi eliberat în schimbul unei mari sume de bani. Desigur, i se permise să îi scrie soției lui o scrisoare în care o ruga să plătească răscumpărarea cerută de aceștia. Într-una din zile sosi în tabăra turcilor un lăutar. Așa de frumos cânta acesta, că îl fermecă până și pe sultan, care îl întrebă: "Talentatule lăutar, pentru cântarea ta aleasă, cu ce te-aș putea răsplăti?" Lăutarul stătu un pic pe gânduri și apoi spuse: "Dacă luminăția voastră vrea să răsplătească un biet lăutar, atunci am o singură dorință, să-mi dați de slugă pe păgânul care zace în temniță." Sultanul nu stătu pe gânduri și îi îndeplini cererea. Lăutarul își luă sluga, care nu era nimeni altul decât țarul, și porni la drum. Merseră cale lungă și când ajunseră în capitala Rusiei, lăutarul dintr-o dată îl eliberă pe țar, fără ca să ceară nimic în schimb, și dispăru ca prin farmec. Curtea împăratului se umplu de bucurie și voioșie odată cu întoarcerea țarului. El, în schimb, era supărat pe soția lui. Tot timpul se gândea, nici măcar nu s-a străduit să plătească răscumpărarea cerută pentru eliberarea mea. Oare de ce? A vrut să o surghiunească pe țarină, dar în acel moment se auzi melodioasa cântare a lăutarului și dintr-o dată apăru secretosul lăutar. În acea clipă, țarul o recunoscu pe țarina deghizată, care alesese această cale pentru a-l elibera. Mare a fost bucuria din acea zi.